Bun, bună ziua, bun, bine v-am găsit la un nou video în care vom pirografa împreună. De data aceasta am ales lemn. Lemn, o perioadă probabil numai lemn o să folosesc, sau plută, sau os. Rămâneți pe canal să vedeți despre ce vorbesc. Da, mă, fraților, am făcut cu torța de început ceea ce era umbrit și am lăsat lucrarea pe două culori, două nuanțe. Băi, hai mă că vă las pe voi să vă uitați. Da, dar în principal am folosit torța, în principal am folosit două vârfuri, vârfurile de puncte și de linii și am folosit un vârf pentru semi-umplut, umbre mai mult. Semi-umbre, chestii de gen. Bun, haideți că vă las pe voi să urmăriți toate astea, pentru că n-are rost să vă povestesc eu ce se întâmplă. House. Începe să-mi placă replica asta, pentru că nu știu, mi se pare haioasă. Te să zic, băi, fraților, o să mai zic probabil și pe asta, dar în principal, Tick in a House. Cam așa arată lucrarea mea din semnătura acolo în colț, că nu se putea altfel. Da, mă, fraților, e o herghelie de cai care alargă pe un peisaj de savană. Îmi place peisajul de savană mult de tot. Să încerc să vă dau și un cadru mai. Da, și cam așa a ieșit modelul pe lemn. Nu, în fine, nu contează. Până data viitoare, să fiți iubiți și să ne auzim cu bine. Damn, son.